Bună ziua, prieteni! Am primit un pachet de la Timu. Îl desfacem. Eu l-am desfăcut într-un colțișor un pic cât să nu ceva. Am două canvasuri și mi-am luat pentru... Ia, ce a venit aici? Cutia goală. Sper că nu-i stricată. Mi-am luat o ascuțitoare pentru creioane. Vedem ce și cum. Și două gumițe, una pentru mine. Hai să începem cu ele, că una e pentru mine și una e pentru nora mea care face colecție de gumițe. Dar cum e? Stai că nu e așezat cum trebuie. Așa. Hai să vedem. Hai. Haide, vă. Hai, facem așa. Da, asta e gumă. E un unicorn. Da, ia să vedem ce, uite. Și se... Mai mare sau mai mică. Și am și de rezervă. Uite! Da-da-da! Pentru că știți că fac mandalele alea în creion. Bine, acum mai nou fac și în carioca. Mai nu se cheamă marker cu alcool. Și aici e pentru nora mea, aceeași, dar e pentru colecția ei. În asta mi-a venit, mă rog, în cutie, în principiu, a venit o ascuțitoare. Hai să o încercăm. Ia să vedem. Încercăm. Am un creion, e prea bun să iau un creion de alt. Să luăm... Uite, luăm un creion din ăsta. Și să vedem... Da, ce știe el pentru ca să facă ascuțitorul ăsta. Ia să vedem ce a ieșit. Aha, bababam, a ieșit. Ce frumos. Iar aici se vor strânge. Ia uite, are un sertărel în care se strânge. Ia uite ce mici sunt resturile. Nu sunt ca alea obișnuite. Interesant. Ha, mi-a dat de joacă, ca să zic așa. Bine, și cutia în care a venit, care era desfăcută, dar nu mai contează. Și acum hai să ne uităm la canvasuri. Stai că să-l luăm pe ăsta, că e mai mare. Și în pungă de-aia. Mai inteligentă. Un pic am boțit. El este o fetiță cu animăluț.
Nu este din acea serie, dar este totuși o fetiță cu o pisicuță. Asta e de 40 pe 50, cele de obicei sunt de 30 pe 40, știți? Dar n-am putut să mă abțin, uite ce păr frumos are. Vom vedea. N-am putut să mă abțin pentru că arată bine așa, dar hai să vedem. Că pe dos nu prea a venit cu, mă rog, de-astea. Da? Culorile sunt în trenuleț. Nu am hârtie de control. Ciudat ce e pe aici. Da? Să vedem ce avem. Avem 30 de culori care sunt mama, 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 mama. Litere, cifre, puține, multe semne d-alea. Simboluri. Aoleo! Nu-mi plac sub nicio formă simbolurile. Hai măcar să vedem cum se văd. Cred că totuși, uite cum e aici, de exemplu, o să trebuiască să pun aici. Cred că o să trebuiască să pun placa. Hai să vedem părul. Ochii pisicuței și botic. Da, pentru că este mare. E de 40 pe 50. Fața fetei. Ochi. Păr frumos acolo. Care e bine pe frunte. Guriță. Năsuc, ochi contează. Da. Aici ar avea să zicem niște floricele, vom vedea ce ies. Da, ea este cumva și ea o pisicuță, că văd că are urechiușe. Sau are o bentiță cu urechiușe, nu știu, nu-mi dau seama. Da? Hai să vedem canvasul. Canvasul care, da, lucios, bine, are și inclusiv, așa că se vede, că are și un pic de glitter în el, ceea ce contează foarte puțin spre deloc. Da, să zicem că arată bine canvasul, cu toate că cel puțin pe partea asta, dacă îl întindem, ei, oricum știți că eu le pun sub alte lucrări și se întind. Da, deocamdată, hai să iei și în partea asta. Deci, chestia asta aici
Nu e o problemă. Hai să ieșim partea asta. Pentru că aveam, dacă vă aduceți aminte, pe partea cealaltă aveam cu îndoitură. Ei, alu, ce e aici? De ce e așa? De ce se desface așa de greu? Aici avem un pic de lipici. Oricum, este foarte bun. Avem un pic de lipici strâns, adică este, cum să zic, s-a boțit așa un pic. Dar nu are probleme, nu are lipici ridicat. Aici este un pic îndoit din cauza ambalării proaste. Da. Deci să zicem că, doar să zicem, pentru că uite are aici chestia asta, trebuie să o umplu. Ia. Cu plasticul ca să se îndrepte. Aici unde s-a strâns lipiciul. E, aici ce ai făcut? Așa. Bun. Bun, și am reușit să facem un canvas bun. Ia să vedem ce a ieșit pe dos. Uite cum s-a întins aici. Aici e zona aia unde e lipiciul. Deci unde e? Aici trebuie să aranjez plasticul în șanțulețul ăla. Da, mult mai bine. E frumoasă? E frumoasă. Eu zic că e frumoasă. Și avem și o pisicuță frumoasă. Repet, nu intră în seria fetițelor cu animăluțe. Dar totuși, pentru că era o fetiță cu animăluț, nu m-am putut abține. Și fiind și mare de 4, mare, că nu e așa mare, la 40-50 am lucrat eu. O să pun short în curând, chiar mâine o să pun canvasuri mai mari de 40-50, să fac short-uri cu ele. Din ce mi-a mai rămas acasă. Bun, acum hai să vedem culorile. De acum o să fac mandale. După ce termin cu... Pentru că am luat și cariocile alea. La short. Nu știu, săptămâna asta fiind... Ce asta? E una spartă? Sau ce?
Nu pare, nu. Da, da, soțul meu vorbește la telefon. Suntem într-o casă de oameni, deci, cum v-am mai zis și alte dăți. Da, hai să o luăm de la 1, că avem 30 de culori. Stai că ăsta e 18, sunt 2 înseamnă. Și acum problema culorilor. O luăm așa. Deci. Da? Are o roșcat, o să fie părul ei. Nu-mi dau seama ce vedeți voi, dacă vedeți. Eu cred că se vede, asta ce e 310, nu e mult. La cât e de mare canvasul. De fapt, deci tot zic că e mare, că nu e așa de mare. 40 pe 50 nu este mare, nici nu știu dacă e, dar după cum arată, pare să fie de 40 pe 50, într-adevăr, spațiul de lucru. O să-l măsurăm. Da? Culori frumoase. Nu arată rău, deloc. Deci asta e o serie de culori. Le băgăm la loc, nu de alta, dar mă încurcă pe aici. Nu pot să mă mișc cu celălalt canvas. Așa, ce facem mâineca? E indigo pe aici. Cealaltă serie de culori care începe de la 19. Sper că se văd culorile, am toate luminile aprinse, inclusiv cercul, da? E aprins. Ok, deci am văzut și pe astea. Din păcate nu avem hârtie de control. Asta e. Când va fi să le pun în punguțe cu zip sau cutii, depinde de ce spațiu am în cutiile alea de în care îmi pun de obicei punguțele. Dacă am spațiu, le pun și pe ele în punguțe cu zip. Dacă nu, asta e. Așa. Deocamdată o strângem. Abia se mai întinde că o strângem în așa fel încât să apăsăm pe pliurile alea care s-au format. Asta ca să vedem ce e. Nu știu când o să-i vină rândul. Știți la mine cum e. Și apoi mai trebuie să mai vină chestii. Tot așa trebuie să vină niște canvasuri. E, hai! Dacă mă superi, așa vezi.
Bun. Bravo, fată deșteaptă. Așa, odată, ăsta este un canvas, da, cu fata. Al doilea canvas. Mă rog. Al doilea canvas care nu are aceeași calitate ca celălalt. Ca pânză, vreau să zic. Și care este asta. Ba ba bam. Voi vedeți ce e? Un păsăroi. Sper că am hârtie de control. Un păsăroi înconjurat de bule de săpun. Hai să vedem. Ar fi prea frumos. N-am hârtie de control. Din păcate, asta e. Ăsta e un 40x40 că pe ăla nu l-am măsurat. Dar pe ăsta îl măsor și precis este 35x35. Hai să vedem. Da, e 35, dacă e 35 odată, e 35 și pe partea cealaltă. 35x35, ia uitați-l. Ce ziceți voi de el? Ai, 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 ai. Ia uite, și înconjurat cu de bule de săpun ar fi. Vedem ce o să iasă când o fi să... Ia să începe pe dos. Ce e asta aici? De ce așa? A venit cu de-asta și a venit și cu câteva punguțe. Mama, nu-i voie, mameca. Iară zgârie indigo pe pâncuța de ratan. Bun, hai să vedem ce facem canvasul ăsta în figuri. Că... Ce, mameca? Vedem ce facem. Ia să vedem ce e. E un pic cam... Mă rog. Nu prea îmi place cum e. Din păcate... Arată cam rău. Canvasul. Nu știu cum o să-l... Are șanțurile alea, uite astea. Eee, cum facem? Cum să facem? Să le umplem. Nu prea știu cum o să-l... În drept cu ăsta. De ce mă steți fraiere așa? Și nu steți atenți când... Când le împachetați. Nu vă pasă de clienți deloc. Și ce dacă clientul dă bani? Da, să dea bani clientul, că noi suntem mai deștepți. Și îi dăm clientului și clientul tace și îl ia așa cum, uite.
Norocul lor că îmi place prea mult. Mă rog, nu mai contează. O să vedem când o fi, ce și cum. Ia să vedem. Ce să le îndrept, frate? Cum? Să vă faci manșanțurile alea. Și asta va trebui clar, va trebui să stea la întins, că altfel nu se poate lucra. Mai ales că știți că vă aduceți aminte că lucrez la casele alea în zăpadă. Cât au stat ele la întins și șanțulețele alea tot nu s-au întins cum trebuie. Bine, piatra intră, numai că nu se ridică, ci se lasă. Se cam ridică ce e în jur. Sorry. Dar el e haios așa, a? E drăguț de numai. Hai mă, că e mișto. Hai să vedem ce culoare are. Din păcate n-am nici la asta. Stai mai întâi să vedem câte are. Are 25 de culori și ceva normal la ele. Petre! Închide ușa, te rog. Așa, culori. Până la 7 în ordine. Și după aia are litere în ordine. Ăsta este bun de făcut ASMR pentru că, uite, are mult de umplut. Aici doar, că în rest e confeti tot. Iată ce e aici. Wow! Mai ales la bule. Bine măcar că se văd cum trebuie literele și cifrele. Da. Avem confeti să ne punem și în cap. Da. Bun, hai să vedem culorile. E, hai. Băi, ce bună. Ce lipici bun au pus. Așa. Hai să vedem. Ce avem umplutură? 3 și J. Adică 939 și 310. Probabil că ăsta. 16. Da? Ăsta, care este un bleu marin, așa, și 310, probabil, nu, ăsta e, sunt două de J din ăla, două de 16,
Așa, și căutăm și 310 când o fi deocamdată. Hai să vedem ce avem. Un gri, care la voi pare mai mult un... Îmi place că e în punguțe. Da. 310, surprinzător, e doar atât. Din care de obicei nu folosești tot. Bun, bună treabă. Griuri. Galbin pe aici și pe aici și pe aici. Da. Hai să mai băgăm din ele, las că le așezăm după aia. Așa. După aia avem, deci trebuie să avem în principiu culori deschise, în afară de ce este ca fundal. Da? Ia uite, râz. Râz frumos. Avem și verze. Asta e verde, se vede la voi. Așa. Douăzeci. Douăzeci și unu, douăzeci și doi, douăzeci și trei, douăzeci și patru și douăzeci și cinci. Le-am și verificat cu ocazia asta. Le punem la loc. Deci una peste alta, el ar trebui să fie cum trebuie, să adică cum trebuie, ce prostie, ci că el ar trebui să fie cum trebuie. Ce vorbă e asta? Ce stil de a vorbi asta? El ar trebui să iasă cum trebuie, am vrut să zic. Pentru că defecte așa nu are. Vom vedea cum sunt, că pietrele par frumoase, sunt rotunde ca și dincolo. Dar să vedem cum calipiciul e bun. Să vedem cum se lipesc. Că... Mai am eu un canvas la care lucrez, chiar ăla cu ăla bare mie împătrat și la pătrate de obicei mai ai probleme. Chiar ăla cu case, încă am face figuri, lipesc destul de greu. Așa, deci l-am văzut, îl mai vedem o dată, pe nebunici, da, și o să-l punem invers, uite, îl băgăm așa, că poate se îndreaptă chestia aia, nu voi ști ce e în schimb, da? Hai, să vedem, auzi, dar dacă l-aș... Răsuci eu așa, ar avea ceva,
că nu e atât de gros încât să nu pot să-l răsucesc. Ia să vedem. A? Mult mai bine. Bun, hai să-l punem la loc. Și o să-l punem așa, ca să nu mai prindem chestia asta în... Cum să o punem? Să o punem așa. Așa, ca să punem dreaptă bucățica aia. Aici, ca să ținem întins. Așa. Așa. Bravo, bravo. Și cam asta a venit pe ziua de azi. Mai aștept niște pachetele și trebuie să mă uit după, pentru că am luat cariocile alea și nu orice. Nu orice hârtie se potrivește la carioca. Am făcut ieri, de exemplu, mandala aia pe care v-am pus-o pe short. Și i-am făcut-o așa, direct în caiet. Da? Dar pe dos, ia uite ce s-a întâmplat până și pe pagina asta altă de la carioci. Sunt carioci cu cariocile în general sunt cu, uite, asta am luat, sunt 60 de bucăți cu două capete. Capăt așa. Da. Și capăt așa. Dar sincer să fiu, prefer cu creionul. Pentru că cu creionul poți să dai umbre, să faci nervuri la frunze, să, ce știu eu, chestii de genul ăsta, cum am făcut la asta. Da? Sau și mai bine la asta, de exemplu, uite. Adică ele aici sunt trei culori în chestia asta. Aici iarăși. Uite. Deci nu sunt pur și simplu colorate cu o culoare. La unele am dat trei, uite, aici, de exemplu. Aici am dat trei culori, aici la fel. Aici în cercul ăsta verde, ca să iasă culoarea aia, am dat două culori. Adică, da, îmi place mai mult în creion. Chestiile astea nu poți să le faci în carioca, pentru că nu poți. Carioca este lichidă și dacă pui una într-alta, adică peste, dacă dai cu carioca peste altă carioca, se împrăștie așa, ca o, cum să zic, se împrăștie aiurea. Pe când în creion e altceva și probabil că o să mai continui în creion. Hai că vorbim de multă vreme. Deci știți ce am cumpărat? Două canvasuri. Am cumpărat nebunia asta de ascuțitoare. Da? Care o să-mi fie foarte folositoare.
și gumițele, una pentru mine, una pentru nora mea dragă, care face colecție, da? Și cele două canvasuri, da? Ok, hai, v-am pupat, ne vedem mâine. Mai întâi trebuie să vă spun că diseară o să pun, bineînțeles, mandală. Nu uitați, poate fac în creion astăzi, că tot mi-a venit ascuțitoare și gumă, și fac în creion una dintre ele care e floare. Vom vedea. Bine, v-am pupat. Pa, pa!